Inteligența artificială o să ne îngroape de vii. Știu că am zis asta de câteva ori. Am ținut o surpriză și pentru episodul ăsta. Astăzi este un eveniment, taci-mă. Astăzi este un eveniment monumental, pentru că în premieră și în reluare pe canalul meu o să ne jucăm, poate pentru prima dată în România, o să ne jucăm cu DALL-E 2. Hai să dăm drumul la clip. Eu am mai văzut clipuri făcute de români pe diverse canale de toate felurile în care încearcă să genereze, bazat pe text, niște imagini folosind inteligența artificială. Dar nu, bă, cu astea, cu ce, cu Mid Journey care e gratis și cu ce mai era, cu DALL-E Mini și bă! Motiv pentru care nu e accesibil oricui, la care nici eu n-am primit acces, dar mulțumită lui Ionuț, un băiat super de treabă cu care m-am întâlnit la Electric Castle, am reușit să pun mâna pe programel și astăzi o să ne jucăm în el. El e mai timid, îl avem pe Ionuț aici de față, mă rog, aici de spate mai degrabă, o să stea să asculte conversația noastră cu softul. Da, da. El cumva e un fel de magician, a primit acces mai devreme. Te treci developer și ai... Bă, eu m-am trecut artist și uite că n-au, nu mi-au dat acces. Și aici este celebrul, renumitul, aproape inaccesibilul DALL-E 2. Și aici avem o casetuță de text cu un buton de generate în dreapta și câteva imagini de prezentare cu ce poate să facă inteligența asta artificială. Tot ce trebuie noi să-i facem e să-i dăm text. Și el o să caute prin miliarde de fotografii și o să încerce să pună cap la cap o poză bazată pe textul pe care noi l-am dat. Spre exemplu, Mona Lisa listening to rock music. Apăsăm pe generate, o să așteptăm un pic și după ce se încarcă bara aia, o să... Bă, dar de ce arată ca o icoană? Interesant, vezi că i-a preluat trăsăturile Mona Lisei. Zi-mi, că nu-mi dau seama exact de controle pe aici, pot să-i dau pe o poză și da, să și, o bag la favorită sau... Da, pot să o dau la favorită, o descarc eu după. Am înțeles, nu, e ok, stai liniștit, n-aș vrea așa ceva la mine în calculator. Pot să-i dau variations, are mai multe... După poza aceea. Ok. Specific. Deci practic mi-a luat poza aia care am zis că e bună și mai face variații pe aia. Da, ca să o evolueze pe aia. Ok. Și aia e originala și astea sunt mai multe variații. Ok. Și o dă mai mult în icoană. Bun, de ce icoană? Nu știu ce se întâmplă. Uită-te la a patra. Da, inteligența artificială o să ne grope. Bun, am început bine. Uite, descrierile mai lungi și mai specifice tind să funcționeze cum trebuie. Așa că hai să găsim o altă descriere, cât mai detaliată a unei imagini. Vezi că poți să adaugi stilul artistic, deci poți să-i dai fotorealistic, 3D. Ok, poți să-i menționezi cum să fie. Poți să menționezi efectiv lumina din încăperea în care ai făcut o imagine. Pixel art-urile, super mișto. Ma, face pixel art-uri? Be flying over rainbow... On a cloudy day, holding a pizza. Deci o să încercăm să generăm o albină care zboară peste un curcubeu într-o zi înorată, ținând o pizza, în pixel art. Fortune telling Shiba Inu reading your in a giant hamburger digital art. Astea sunt generate de alții? Da. Vai de capul meu. Mă, las-o de aici, mă, du-te, mă. Care e preferata ta de aici? Cred că tot a treia. Tot a treia, tu ești cu a treia. A, era a patra mai devreme. Bă, mie îmi place asta. Chiar dacă arată un pic horror ce se întâmplă în zona asta. Bă, e destul de impresionant, dar eu vreau imagini fotorealiste. Lasă-mă cu pixel art, tu fac și o pixel art în 10 minute, ok? Hai să vedem mountain and lake landscape with... Fai. Nu, facem altfel. Mountain and lake in flames, da? În flăcări. Dacă reușește să-mi facă... Sunt curios dacă o să-mi facă lacul sau muntele în flăcări. Sau pe ambele. Sau pe ambele. Bă... Nu știu de unde să încep, ca să încep să încerc să detaliez ce se întâmplă în lucrările astea, lucrări proaspăt generate. Adică astea nu sunt fotografii găsite pe internet, nu e un motor de căutare, sunt generate în timp real, bazate pe ce am cerut eu. Ok, ok. Dăm oare ce am putea să facem. O pisică roată. A wheel cat with 6 picioare și minioni peste ea. Minions on top. Bam. Generăm coșmarul serii astea, care o să arate ceva de genul ăsta. Wow! Dar de ce mi le-a făcut desene? Văd că tot generează din astea desene. Ăștia știu că eu desenez, m-au citit. Cum fac să fie fotorealist? Dă-mi o idee, dă-mi ceva ce pot să generez să arate stupid de realist.
Scrie după fotorealistic. Da, și crezi că... Hai să vedem diferența. Vai, ce... ce... Bă, să știi că asta nu-mi displace. Mi-am înțeles bine scriptul. Nu cred. Hai să-i dăm ceva mai, mai plauzibil. A skateboarder. Da? Deci un băiat care se dă pe skateboard. Riding the Empire State Building. Deci dacă nici pe asta nu mi-o dă realist. Eu l-am crezut mega avansat, că-mi dă... Wow! Ok, nu-i exact exact ce am cerut eu, dar e o poză generată din bucăți, o fotografie sau, mă rog, o imagine, ce-o fi asta, care n-a mai existat înainte, dar care e pusă din bucăți, într-un fel... Dar hai să le arăți și spectatorilor tăi cum arată viitorul. Cum arată viitorul? Ce aș putea să caut? Scriu doar future? The future. Da? The future. Căutăm the future? Da. Vai, dar ești sigur pe viitor? Vrei să vezi viitorul? Nu, toată lumea vrea să-l vadă. Toată lumea vrea să vadă. Bun, în premieră, România. Mâinile sus. Ah, nu. Sper că nu, sper că nu, nu știu ce se întâmplă. Aici avem feature. Feature. Ia fi atent, căutăm așa, fi atent. A lemon, da, o lămâie. With wings, da, cu aripi. Flying over the Eiffel. Cu doi de F, cred că e. Nu e ok, stai să văd exact cum să... Ba, e foarte ok. Da, da, parscă, da. Parscă, ei, parscă, parscă. Hai să vedem cum arată lămâia noastră zburătoare. Mi-e frică, începe să-mi fie frică de ce urmează să ne dea. Că dacă și asta arată ca un coșmar. Vai de mine. Prima. Mă, vai de mine cum arată. Mă, fugi, mă, de aici. A doua zici că o ciordi turnul Eiffel. Ce? A doua zici că o ciordi turnul. Vai, lămâie românească. Bă, dar îmi place așa tare. Văd că pe obiecte și pe din astea mai realiste stă foarte bine. Da, probabil poate să-și imagineze orice programul. Dar chestii din astea mai concrete arată super mișto. Bine, mă rog, nu-i perfect. Știi, nu-i impecabil. Dar pe chestii care nu sunt așa grele stă foarte bine. La compoziție, la așezarea în imagine și mai ales la lumină, la direcția luminii și la chestii de astea e superb. Dă-o pe Pokémon. Pokémon? A new Pokémon. A new Pokémon. Deci dacă îmi dă bazat pe Pikachu, deci dacă îmi face... Ok, nu mi-a dat bazat pe Pikachu. Dar ce e ăla din dreapta, jur? Cel mai din dreapta e cel mai ne-Pokémon lucru pe care l-am văzut vreodată. Deci poți să ieși afară, să te plimbi, o să iei un animal de pe stradă complet random și o să fii mai Pokémon decât ăsta. În schimb, îmi place ăsta. Ăsta arată ca, chiar arată ca un Pokémon. Și pe primul ți l-a dat direct breloc. Merchandise mi l-a dat. Să vedem cum ar arăta Half-Life 3. De ani de zile, de 20 de ani, de mai mult. De 30 de ani eu aștept să se lanseze Half-Life 3. Nimic din astea nu e nici pe aproape să arate ca Half-Life 3. Nu cred că are noțiunea jocului. Hai să căutăm, nu știu, niște... Am voie să caut personaje? Cel mai probabil. Ok. Pe dacă te lăsa Pokémon, probabil că da. Ok. Chicken Invaders cu vaci. Mm. Ce? De ce? De ce nu? Chicken Invaders with cows. Da, mă, dar uite, ăștia au mai specifice și mai reasonable toate cerințele lor. Și noi, Chicken Invaders cu vaci. Poftim. Poftim. Dar nu înțeleg la a doua găină aia, gen a treia găină. Unde e capul? Bă, arată că curaj că elele fricos. Uite, are ochi aici și nasul undeva în față. Da. Și are o gură aici. Bun. Și asta e o maimuță. Uite-te foarte atent că e un cap de maimuță. Are ochelari. Găina bătrână. Găina bătrână. Mamă, să încercăm cu vorbe de-astea românești. Mamă, cum ar fi? Stai să mă gândesc. The young chick and the old carrot make the soup good. Old chicken and young carrot. These make the soup good. Fotorealistic. Fotorealistic. De render. Vai, tare frică mie. Wow. Am voie, nici nu pot să arăt asta pe net. Bă, stai, cel mai mare coșmar. Doamne ferește. Bun, hai să revenim la lucruri mai lumești. O randare 3D? Să încercăm o randare 3D. Cu ce? Dolcică, de am chiar. Oh, nu. A golden cheeseburger, I guess. Bă, da.
voiam să zic să pui 3D render pe lângă. A, să fi pus 3D render. Cu detalii de-astea in a dark room in the... Aha. Bă, nu prea, nu știu. Ești ce greșit e al treilea, again al treilea. Al treilea e mereu ciudat. Bă, dar nu arată ok. E stricată carnea, măi. E un pic de platină, dar nu știu, că nu e ce trebuie. Adică e un rezultat super, hiper realist. Fii atent, vreau să-mi generez thumbnail-ul pentru clipul ăsta. A thumbnail for my next YouTube video. Da? Chiar dacă am mai făcut Marcus Brownlee asta înainte, nu contează. Eu nu cred că a căutat doar un thumbnail pentru clipul ăsta, complet random. Ce-mi dă acum trebuie să fie thumbnail-ul clipului. Asta este. Aoleu. A luat toate thumbnail-urile de pe YouTube și acum știi care sunt majoritatea. Deci asta predomine. Deci dacă a luat dintr-o arie foarte largă de videoclipuri, asta predomină, femei machiate. Asta înțeles prin thumbnail. Mm-hmm. Vezi că mai poți să vii cu fotografii gata făcute și să decupezi o zonă unde vrei să genereze chestii. De exemplu, într-o poză. Nu, eu vreau să mă surprindă. A cat submarine chimera. Nu știu ce e aia, dar vreau să aflu. Nu știu ce e chimera. Nu știu, habar n-am. Dar pisică submarin? Am încercat pisică roată și n-am mers. Oh my god. Bă, da. Pe partea de digital art m-a făcut. Asta e 1-0. Ai, dar bă, da, e, nu știu, rămân fără cuvinte uneori când văd chestii de genul ăsta. Și culorile alese, super mișto. Chiar a studiat artă digitală, gen, chiar caută imagini cu digital art și încearcă să se împălăuiască de acolo, să înțeleagă efectiv ce înseamnă artă digitală și cum poate să facă ce a generat el să arate ca o artă digitală. Ziceți voi, nu v-ar păcăli asta dacă ați vedea-o? Ați crede că e generată în 3 secunde de un program cu inteligență artificială, nu că ai făcut de vreun nebun pe Instagram? Teddy bears, da, ursuleți de pluș, făcând cumpărături în Japonia. Și ăsta cred că e artistul sau ce e la final aici? Stilul artistic, probabil. Stilul artistic. Hai să vedem ce ne dă aici. Să vedem dacă e de râs sau de plâns. Deja mi-am pregătit șervețelele. Da, mi-a dat pe stilul ăla japonez. Dă-mi fotorealistic. Sunt surprins cât de puțin timp ia să genereze. Am văzut softuri din astea la care durează până la 3 minute, 4 minute, o chestie de genul ăsta. A treia. Mă rog, aici căruciorul s-a întâmplat ceva cu el, s-a meltuit în a patra dimensiune, dar în afară de asta, arată decent. O să încerci să-ți faci autoportretul, să te descrii pe tine. Vai de cap, să-mi fac autoportretul în ăsta? O, da. Bun. A 25 years old guy with brown, long brown hair, brown long hair, hazel, big eyes, bărbuță scurtă, wearing a black t-shirt. Poți să spui și ce faci, adică... Ce fac? Ok. Și să nu mai pun virgulele astea, nu știu dacă... Nu cred că... Pare că nu-l interesează cum scrii. Drawing on a digital tablet on a desk, da? Punem la masă, desenăm pe o tabletă digitală pe birou. Deci dacă reușește să-mi pună măcar orice fel de persoană în poziția în care i-am dat-o, cu caracteristicile alea, are de la mine punct de trecere. Pă, lasă-mă, mă. Vai de capul meu. Băi, cum e, mă. Stai că s-a oprit și filmatul. Mai am 20 de minute de filmare, hai da. Băi, mâncați aia și gurița ta. Bă, cum arată? Din partea ta, păreri, șanse, note? 11. 11 din 10. 12 pentru nasul ăla de pe capăt. Încearcă să schimb cu playing on the guitar. Playing an 8 string guitar. Să vedem dacă poți să genereze o chitară foarte mare și lată. Băi, chiar m-a surprins. Deci, până acum eram gen, ok. M-a făcut acolo, e ok. Dar rezultatele astea sunt... Mă... Look at this, hai, cred că trebuia menționat electric chitar. Bă, dar îmi place cu aia, cu tableta, m-a surprins super tare. O ai salvat-o mai în spate dacă... Vai, las-o acolo, să rămână acolo. Hai, tot așa, cu ceva super specific. A pink cute monster crawling out of a closet. While, în timp ce, deci monstru ăsta roșu
iese din dulap în timp ce mom is cooking the dinner. Dă-mă, bă, dă-mi fotorealistic. Uită-te la reflexiile de pe picioarele alea metalice. Bă, da? Da, nu-mi imaginez că putea să fi sempăluit tot piciorul de undeva și doar să fie integrat cu restul fundalului, dar oricum și umbra de acolo din spate e super, super on point. Pare foarte real și nu înțeleg cum reușește să computeze toate astea în 10 secunde. Hai să punem două personaje una lângă cealaltă, din două personaje care n-au treabă unul cu celălalt. Ok, să fie două persoane într-o cameră. Nu, două personaje, gen spun cu Scooby-Doo să facă ceva. Uite, a stormtrooper in a gym while Hulk watches him. Dacă pe asta ți-o dă. Vai, mă, nu știu, asta, deci de ce e Lego, în primul rând. Dar al doilea tu vezi că l-a făcut pe Hulk cu cască de stormtrooper. Dar uite-te casca ce bine e făcută. Da, arată super bine. Și cu reflexii pe aici, umbre, lumini, nebunii. Dar uite de la restul corpului cum arată. Cel mai mult îmi place asta. Dar uite mâinile cum sunt. Are o vârstă, mă. Mă, acum după o vârstă. A 3D render of a potato in a green room. Ce? O randare 3D-a unui cartof într-o cameră verde. Dar de ce așa de simplu? Uite, a 3D render of a potato in flames. Îmi place că arată la fel de prost ca randările 3D de pe net. Știi că randările alea, gen, nu ne-a dat una hiperrealistă din aia, mamă, știi? Uh-huh. A dat un 3D render din ăla foarte slab, foarte prost. Da, acum poți să-l folosești pe post de green screen. Da, o să-l pun, uite, fii atent, deschidem ăsta aici și face cartoful pe lângă mine. Motorcyclist riding over the edge of the world while eating pizza. Nu știu, am ceva cu pizza azi. Cred că mi-e foame. Ăsta e absolut superb. Da, ăsta din dreapta. O scris pizza corect, nu cred. Dar de ce ar fi scris pizza? Asta e întrebarea mea prima. Păi tipul strigă pizza. Dar ideea e că dacă încerci să-i dai ceva cu text, așa? Nu reușește să scrie corect. Nu poate să scrie. Păi și astea alte sunt foarte bune. Uite, ăsta măcar cade de pe margine, cum am menționat eu. Astea arată niște reclame geniale pentru pizzerii mor. Bă, da, uite, ar putea fi de ajutor softul într-o situație de genul ăsta, când ai nevoie de un vizual pentru o reclamă sau un advertising sau un chestie de genul ăsta. Dar asta e problema, că o să ia pâinea de la gura multora dacă ăsta o să reușească să ne înlocuiască. Dar nu e, mă, crezi că reușești softurile astea să ne înlocuiască? Să nu mai fie loc de oameni? Probabil. Mă, nu ăsta era, nu de-aia te-am adus aici. Artificial intelligence painting with a robot hand. E destul de sugestiv. Stai, nu poți să pui oil painting. Păi nu vreau să fie ce-mi generează o pictură, vreau să picteze robotul ăla. Ah, ok. Cred că avem și thumbnail clipul ăsta. A durat zero timp. Care îți place cel mai mult? A treia, ca de obicei, probabil. Da. Și asta e super sugestivă, chiar îmi place. Dar îmi place că are găleata albastră și din ea o ieși vopsea roșie și galben. Și roșie și galben. Păi e premieră în România. Oare? Crezi că e premiera în România? Logo pentru You Arrive. Logo pentru You Arrive. Hai să căutăm My Band's Next Album Cover. Și o să vedem cum o să arate coperta următorului album You Arrive. Și dacă iese bine, ți-o pui. Dacă iese bine, o pun. Bam! Aia zic, nu suntem noi, nici nu avem al treilea membru. Mai știi că ai folosit la un moment dat un site ăsta de generat desene random, de idei de desene random. Da. Să-i dăm să genereze o idee de astea stupidă și Uite, Angry Loaf of Bread. Asta o să generăm. Trebuie să găsim și o poveste. De ce e nervoasă felia de pâine? Ce mă așteptam? Voiam realist. Voiam ceva realist. Cum ar fi o clătită care se căsătorește cu o vafă? Acum sună de tobe. Drăguță încercare. S-au pus în aceeași farfurie, dacă te uiți. Da, deci înseamnă că acum locuiesc împreună. Scria aici, a sun with regular glasses. Reading the newspaper. Dar nu, unde-i soarele? Eu uite. Și ai zis tu că cu textul nu stă prea bine. Uită-te la stânga. New ass. New ass? De ce, mă? Ce fericit.
soarele. Cum s-a întâmplat? Cum a reușit să ajungă la asta? Păi focusează pe ziar, înseamnă că îl citește. Da. E un pic aici soarele și probabil vine cu lumina așa și... ne-am distrat, am râs. Noi vă mulțumim foarte mult că v-ați uitat la clip. Pe Ionuț îl găsiți aici, pac! O să apară pe ecran, că nu știu exact cum se numește profilul lui de Instagram. Pe mine mă găsiți aici, pau! Aron Micu Pung Mihai, însă pentru moment cam atât de aici. Eu am fost Nicu și ca de obicei, până data viitoare, să ne auzim cu bine!